pastilla da fisico. Elettrizzarea prin influență. Pentru a putea explica electrizarea prin influență ne amintim structura atomului. Un atom este alcătuit dintr-o parte centrală, numită nucleu, format din proton și neutron, în jurul căruia se deplasează electronii, formând un înveliș electronic. Protonii sunt încărcați pozitiv, neutronii nu au sarcină electrică, electronii au sarcină electrică negativă. Dacă apropiem fără a atinge de discul unui electroscop o baghetă electrizată, observăm că electroscopul se întoarcă și acul indicator deviază. Procedeul se numește electrizare prin influență și este un procedeu de electrizare la distanță. Sarcina negativă de pe bagheta electrizată va respinge electronii din atomii discului metalic al electroscopului spre partea inferioară a lamei metalice și pe acul indicator. Discul metalic rămâne astfel încărcat pozitiv, având un deficit de electroni. Iată un alt exemplu. Pe sfera metalică electrizată prin influență observăm atât sarcini pozitive, înspre baghetă, cât și sarcini negative, pe partea opusă. Putem afirma deci că un corp metalic neutru aflat în apropierea unui corp electrizat se electrizează la un capăt pozitiv și la celălalt capăt negativ, fără a-și modifica sarcina electrică totală. Poți construi un electroscop dintr-un borcan transparent cu capac, un cui, două foițe de staniol, scoci, trece cuiul din fier prin capacul borcanului, iar la celălalt capăt al cuiului, prinde cu scoci cele două foițe de staniol. Pune capacul pe borcan, cu foițele în interior. Dacă vei atinge capătul cuiului cu o baghetă electrizată, vei observa cum cele două foițe de staniol se resping. Procedeul de electrizare la distanță a unui corp metalic neutru se numește electrizare prin influență. Atunci când corpul metalic se află în apropierea unui corp electrizat, acesta se electrizează la un capăt pozitiv și la celălalt capăt negativ. Electrizarea prin influență se datorează interacțiunii sarcinilor electrice cu electronii liberi din metale.